Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Luca Pastia, iar astăzi citim Robin Hood, un Crăciun pentru toți. În ajunul Crăciunului, un vulpoi curajos pe nume Robin Hood și prietenul lui, ursul Micul John, pregăteau cu spor o friptură de gâscă și castane coapte în foc. Măi, ce ospăți pe cinste!" spuse fratele Tuck, bursucul, când văzu gâsca perpelindu-se la proțap. "Ne-am dat și noi silința!" spuse Micul John. "Nu e ușor să găsești asemenea pasăre de Crăciun, dar Rob știe unde să caute." Robin Hood râse. "Ești prea bun, Micule John. Gâsca e un dar de la șeriful din Nottingham. Nu o să-i ducă el lipsa. Să vezi câte avuții are." Fratele Tuck clătină din cap. "Nu-i drept. Șeriful devine pe zi ce trece tot mai lacom. Pe zi ce trece." Robin Hood se gândi la spusele fratelui Tuck. Când se așezară la cină împreună cu Toby, țestoasa, băgă de seamă că toți aveau un aer cam plăștit. "Ceva nu-i bine," spuse Toby. Robin Hood în cuvință. Știa că țestoasa are dreptate, dar nu-și dădea seama ce anume nu era bine. "Tare gustoasă e gâsca asta," zise Toby. "Doar că..." "Aha, acum știu, Robin," spuse Micul John posomorât. "Ne-am luat zi liberă ca să facem pregătiri de Crăciun și n-am furat decât..." "Gâsca!" strigă Robin Hood. Nu-i venea să creadă că nu se gândise la toți nevoiașii din Nottingham, care aveau nevoie să pună ceva pe masa de Crăciun. "Sărmanii n-au nimic de mâncare, așa-i?" întrebă fratele Tuck. Se simțea groaznic. Toată ziua umblase pe la familiile sărace ca să le împartă bănuți din cutia milei, dar nu se gândise să ducă nimănui mâncare de Crăciun. O lacrimă îi se rostogoli pe obraz. "Masa de Crăciun e o parte importantă a sărbătorilor," spuse Robin. "Cred că știu și unde vom găsi mâncare la ora asta, așa târzie." Micul John zâmbi. "Cine merită cel mai puțin un ospăț?" croncăni el, căci știa exact ce-i trecuse prin cap lui Robin. "Șeriful din Nottingham," spuse Toby. Prietenii porniră cu Sania la drum prin pădure. Se îndreptau către casa șerifului. Știau că el are multă mâncare ce-i prisosește. Când ajunseră acolo, se uitară prin ferestrele acoperite cu flori de gheață. Robin Hood tresări când văzu priveliștea dinăuntru. Un dita mai bușteanul ardea în cămin, iar pomul strălucea, plin de lumânări și înconjurat de daruri. De pe masa întinsă se ridicau aburi. "Ia uite câte daruri, câtă mâncare! Vreo 12 familii s-ar bucura, fie și numai de un singur cadou din mormanul ăla," îi spuse Robin micului John. "Eu mă duc la ușa de la intrare să-l țin de vorbă pe șerif. Voi intrați în casă și scoateți mâncărurile și darurile prin bucătărie, iar apoi le încărcați în sanie." Robin se deghiză în cerșetor orb și bătu la ușa șerifului. Când acesta îi deschise, vulpoiul începu. "Dă ceva de pomană unui orb sărac în ajunul ăsta așa de friguros." "Of, cerșetorilor, nu mai scap de voi! Nu mă slăbiți nici cum!" zise șeriful. "E ajunul Crăciunului! Vreau să-mi mănânc cina în liniște!" Șeriful dădu să închidă ușa, dar Robin îl împiedică. "Un motiv tare bun ca să fiți darnic, domnule," spuse el. "Ia stai o clipă," spuse șeriful. "Nu cumva am mai văzut hainele astea pe undeva?" Robin scutură din cap, dar șeriful se întinse să-l apuce și îi scoase pălăria. Apoi recunoscu rânjetul de pe fața vulpoiului. "Știam eu," zise șeriful. "Nu-l tragi tu pe sfoară așa de ușor pe șeriful din Nottingham." Robin zâmbi, doar îl păcălise de nenumărate ori până atunci. Se eliberă din strânsoare și o luă la fugă de-i sfâriau călcâiele. Șeriful îl urmări pe Robin până în pădurea Sherwood. Vulpoiul râdea și alerga. Era atât de rapid încât șeriful abia se putea ține după el. Când distanța dintre ei fu destul de mare, Robin se cățără într-un copac. Se aplecă grijuliu pe o creangă groasă și se uită după dregător. Știa că nesuferitul nu va avea să renunțe prea ușor. Robin auzi pași prin zăpadă. Se uită în jos și îl văzu pe șerif alergând prin codru și urlând după el. Îl căuta pe vulpoi, dar nu putea găsi nici măcar urmele lui în omăt. "Las că te prind eu odată și odată, Robin Hood!" strigă el gâfâind de la alergat. Robin chicoti. "Las că te prind eu odată și odată, Robin Hood!" strigă el, gâfâind de la alergat. Robin chicoti și coborî din copac. Îl dovedise încă o dată pe șerif. În tot acest timp, micul John și tovarășii săi furară darurile și mâncarea șerifului. Sania gemea de pachete lucioase, friptură de curcan și budincă de prune. Baloaseră până și pomul cel frumos de Crăciun. Micul John apucă Sania de hățuri și începu să fugă. Imediat după aceea, Robin ieși în calea tovarășilor săi. "N-avem timp de pierdut," spuse el. "Șeriful e negru de supărare, trebuie să împărțim darurile înainte să le ia înapoi." Pe lângă Sanie trecură într-o trăsură domnița Marian, o tânără vulpiță bună la suflet, și însoțitoarea ei, o găină veselă pe nume Jupâneasa Cotcodac. "Robin Hood, ce surpriză plăcută!" spuse Marian când trăsura se opri în loc. "Ce faceți, doamnelor, seara pe afară?" "Am fost să ducem coșuri cu merinde săracilor," zise ea. "Că mulți sărmani mai avem," adăugă Jupâneasa Cotcodac. "Le-am terminat deja pe toate." Robin zâmbi cu gura până la urechi. "Ia te uită, și eu făceam același lucru. Cu voia voastră să împărțim aceste daruri." Bucatele și cadourile șerifului își găsiră un adăpost sigur în trăsurică. "Ne vedem în pădure!" strigă Robin, iar micul John trase Sania în dărătul copacilor. Împreună cu domnița Marian împărțim mâncarea și darurile. După ce terminară, se îndreptară spre codrul Sherwood ca să se alăture micului John și celorlalți. Lui Robin Hood acel Crăciun îi se părea cu adevărat fără cusur. Le dăruise celor din Nottingham bucate și veselie, iar el avea parte de cel mai frumos cadou. Își petrecea sărbătorile cu domnița Marian. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.